Bun găsit! Azi, în această zi tristă pentru toată umanitatea, ziua eliberării fraților Tate din arestul la domiciliu, vreau să vă comunic, am aflat din ziarul Libertatea de azi, că la Pride, de sâmbătă trecută, de acum șase zile, din 29 iulie, după ce s-a terminat evenimentul propriu zis, uh, bande de hoard, o hoardă de 10 legionari au atacat un grup de două fete și un băiat și au lovit acele persoane destul de rău și le au scuipat și le au lovit. Bravo domnilor! Adepții ai lui Codreanu, sunteți adepții lui Zelea Codreanu, nu? De ce dați în fete mă nenorociților? Așa te-a învățat măta și cu tactul pe tine acasă, și cu bunică tu ăla penetrat la pitești și cu boul ăla de bunică tu și de străbunică tu care mânca în troacă la pitești, așa v am învățat să vă purtați cu fetele? Să le loviți? Istoria nu o să aibă milă de voi. O să plătiți pentru toate aceste fără de legi și veți fi voi saci de box într-o bună zi. Saci de box, atenție! Sper că se va termina cât mai rapid cu bestiile astea. Și măcar o parte, măcar o parte din nenorociții care seamănă teroarea pe străzile Bucureștiului, nu e prima oară când se întâmplă așa ceva. Se întâmplă chestii de asta din 2005 încoace de la Primo Pride. Sper că măcar o parte din bestiile astea bipede să ajungă la Pitești într-o bună zi. Hai cu Piteștiu!